După ce a stârnit vii dispute publice printr-un ordin care a dat fiori gospodarilor care cresc porci în gospodărie, amenințați că nu-și mai pot crește, sacrifica și vinde animalele, Autoritatea Națională sanitar veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ANSVSA, anunță că s-a schimbat povestea. Astfel, creșterea, sacrificarea porcilor în gospodăria țărănească și comercializarea acestora nu va fi interzisă. Susținerea creșterii tradiționale a porcului în gospodării și a proprietarilor de porci din mediul rural este o prioritate a Autorității Naționale sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor. Creșterea sacrificarea porcilor în gospodăria țărănească și comercializarea acestora nu va fi interzisă, a transmis acum ANSVSA. Instituția le transmite astfel tuturor românilor că își vor putea sacrifica fără probleme porci înainte de Crăciun în propriile gospodării. În acest sens, de fapt, ANSVSA modifică Ordinul 130 din 2023, care aprobă normele specifice de aplicare a legii 122 din 2023, prin introducerea unei prevederi prin care se pot comercializa specializa porcinele din gospodărie numai în condițiile în care un medic veterinar de liberă practică, împuternicit de direcțiile județene, va completa o fișă de examinare clinică care specifică statutul de sănătate al animalului respectiv. Ministrul Agriculturii Florin Barbo a anunțat luni că după ce a convocat conducerea ANSVSA și structura din cadrul Ministerului Agriculturii a luat decizia ca în perioada sărbătorilor de iarnă atât porci crescuți în gospodăria țărănească cât și în gospodăriile populației să poată fi valorificați de persoane Fizice. Astfel se modifică ordinul dat inițial de ANSV-SA.